Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Actualitatea Amara Media. După declarații politice susținute de consilierii județeni din opoziție despre problemele apărute la proiectul deșeurilor, s-au făcut azi și primele declarații din partea conducerii Consiliului Județean referitoare la incidentele legate de SMIT. Șeful administrației județene spune că la Sighetul Marmației, acolo unde săptămâna trecută gunoaiele au rămas neridicate zile bune din stradă, se fac demersuri pentru realizarea unei platforme temporare de depozitare a deșeurilor. Acesta motivează că săptămâna trecută au apărut sincope pentru că nu era finalizată platforma nouă de depozitare a deșeurilor de la Groș. Mai mult, până se vor termina lucrările la platforma din zona Sighet, operatorii economici și autoritățile locale care au servicii publice de salubrizare pot să încheie contracte cu platforma din vecinătatea municipiului Baia Mare pentru depozitarea temporară a deșeurilor. Legătura cu aproape fiecare autoritate locală, înainte de a intra în legătură cu dumneavoastră, acum am vorbit exact pe aceeași problemă încă o dată. Sigur, Consiliul Județean Maramureș nu are atribuții în ceea ce privește salubrizarea fiecărei localități. Asta este atribuția fiecărui primar în parte, fiecărei comunități locale în parte. Consiliul Județean a intrat alături de OAT-uri și alături de fiecare localitate și am făcut ADIU de gestionare până la urma deșeurilor, prin care implementăm sistemul integrat de management a deșeurilor. Sigur că el nu este gata în acest moment, întâmpinăm probleme în ceea ce privește stabilitatea terenului de la Fărcașa. Sigur, au fost niște studii, ele nu sunt întocmai respectate și nu au surprins, ca să spun așa, exact realitatea din teren. În acest moment, într-o săptămână, două, sperăm să avem niște puncte de vedere din partea unor experți pe partea de stabilizare, care să fie certificați apoi de alte expertize din partea unor experți de la Banca Europeană de Investiții, pentru că autoritatea finanțatoare POIM ne pune la dispoziție acești experți. Deci, într-o lună de zile, cel mult vom avea o soluție pentru a ști cum procedăm în continuare cu construcțiile de la SEPI. Până atunci, evident că trebuie asigurată în continuare colectarea și depozitarea deșeurilor din județul Maramureș. De aceea s-au făcut discuții cu foarte multe autorități. Cei de la Groș au fost mai receptivi, au pus la dispoziția unui operator privat un teren pentru a putea construi acolo o platformă temporară de depozitare a deșeurilor. Asta înseamnă că ea are o durată de viață maxim limitată în timp. Noi sperăm că doar un an de zile până când finalizăm complet întregul sistem de management integrat a deșeurilor. Iar tot ce se adună acolo în acest moment ca și deșeuri temporar în județul Maramureș vor fi relocate în viitorul depozit care va fi la Sârbi. Dar până atunci se pot depozita aceste deșeuri în condiții de legalitate, în condițiile avizate de către mediu. Atât în partea de nord a județului, cât și din partea de sud. În același timp, în paralel, se desfășoară proceduri din partea autorității locale din Sighetul Marmației, de asemenea cu un operator privat, pentru construcția și acolo unei platforme temporare. Tot așa, cu o durată limitată de viață în timp, precum și cu obligativitatea operatorului privat de relocare și de ecologizare a întregii zone. Adică, așa cum am luat-o, peste un an de zile trebuie să fie în aceleași condiții, astfel încât să nu generăm, Doamne ferește, poluare. Și acolo, dacă într-o lună, o lună jumate vor fi finalizate, aceste platforme vor putea să funcționeze una pentru partea de sud a județului în Groș, una pentru partea de nord a județului în Sighetul Marmației. Până atunci, toți operatorii economici din partea de nord pot să depoziteze în platforma din partea de sud. Sigur că au existat câteva zile care au fost sincope, în ceea ce privește colectarea și apoi transportul către Groș, pentru că nu era finalizată această platformă nouă de la Groș. În acest moment, chiar astăzi am discutat, operatorii economici, precum și autoritățile locale care au servicii publice de salubrizare, pot să încheie contracte cu platforma de la Groș și să poată să depoziteze temporar acolo deșeurile, pentru a nu fi obligați să le ducem, nu știu, în destinații mult mai îndepărtate, în afara județului, la alte depozite ecologice, care înseamnă costuri mari pentru populație și lucrul ăsta nu este normal. Dar în zona Sighet este identificată locație din ce cunoaștem? Da, din câte și eu, sunt destul de avansați în acest moment, au avansat un termen de 30 de zile și la Sighetul Marmației, în care pot să finalizeze această platformă temporară. În ceea ce privește locația de la Sârbi, ce se întâmplă peste o lună zile dacă se va constata că fundamentul nu este potrivit pentru a construi?
Nu, din discuțiile preliminare pe care le avem, nu vorbim totuși de soluții extrem de complicate, științifico-fantastice în ceea ce privește stabilizarea terenului. Sunt, într-adevăr, soluții tehnice noi care vor fi puse de către experți la dispoziția beneficiarului, adică a Consiliului Județean. Vom face acolo o ședință de Consiliul Județean, pentru că vreau să prezint și eu tuturor Consiliului Județean și să înțeleagă fiecare care sunt problemele pe care le-am întâmpinat. Acolo sunt mai multe contracte. Unul dintre contractele cu executanții este cel legat de instalațiile care se folosesc acolo, stația de tratare mecanobiologică, de toate instalațiile care înseamnă mărunțirea deșeurilor, toate acestea sunt finalizate. Singurul lucru care ne lipsește, de fapt, este construcția efectivă a celulelor de depozitare. Și aici, pentru că e vorba de o greutate mare care apasă pe un fundament destul de instabil, găsim acele soluții prin care ei pot să-și desfășoare activitatea în continuare, iar noi, într-un termen mai lung, să putem să stabilizăm întregul amplasament, astfel încât anul viitor și după ce se termină construcția efectivă și după ce se termină licitațiile, în primul rând, pentru identificarea operatorilor economici privați pe aceste amplasamente, să putem să vorbim de un sistem operațional. Nu sunt, din păcate, în România foarte multe sisteme operaționale, poate două, trei în România. Toate județele sunt în această situație. Vedeți, proiecte poate unele proaste, proiecte care nu sunt respectate, e ca la o casă privată. Nimeni nu intră într-o casă privată, își face până la urmă un proiect și știm că meșterii respectă 100% proiectul respectiv. Nu, că de fiecare dată intervine câte ceva în plus. Din păcate, relația asta de a discuta cu organismele finanțatoare pe aceste proiecte cu fonduri europene nu este una neapărat corectă și în favoarea beneficiilor. Adică nu încurajează absorpția de fonduri europene, ci se pun de fiecare dată foarte multe opreliști, trebuie să faci 100.000 de lucruri pentru a obține aprobarea pentru orice mică modificare. Iar această modificare de la sârbi este una care trebuie acceptată de către finanțator. Dar discuțiile pe care le-am avut, inclusiv săptămâna trecută, cu directorul POIM aici, în județul Maramureș, sunt îmbucurătoare și eu cred că vom avea soluții corecte. Păi, punctual, este și cel mai mare proiect pe care îl desfășoară județul Maramureș. Să nu credem că într-un an de zile poate să fie finalizat cu construcții în întreg județul un proiect de aproape 60 de milioane de euro, care înseamnă inclusiv închiderea, care e marele câștig acestui proiect, de fapt, închiderea tuturor gropilor de gunoi neconforme din Maramureș, care într-adevăr poluau, care într-adevăr levigatul acela se scurgea în pânza freatică și care poate polua până la urmă și distrugea sănătatea. Lucrurile astea nu mai sunt acceptate astăzi de către Comisia Europeană și e absolut normal. Dacă am intrat în Comisia Europeană, avem foarte multe drepturi în ceea ce privește finanțarea anumitor proiecte, dar trebuie să înțelegem că avem și obligații. Toată România e în acea situație, repet, toată România este în acea situație. Bun, acum, temporar, vom rezolva această soluție și din Sighetul Marmației, dar numai din Sighetul Marmației, din Borșa, din Vișeu, din toate comunitățile, până la urmă, din Maramureșul de Nord. Pentru că din această săptămână se pot depozita aici, în zona Groșului. 2011, susțineți că este termenul când va fi operațional acest... Am făcut și facem toate eforturile pentru ca sistemul integrat de management a deșeurilor să fie operațional în 2018. Sigur că vor fi termene legate în primul rând de contestațiile care se fac pe licitații. Pentru că a identifica operatorii pe colectare pe cele patru zone, precum și operatorul de pe stația de la Sârbi, va fi extrem de dificil. Știu consilieri județene care au stat în licitații câte 2 ani de zile, în contestațiile făcute unul împotriva celuilalt între operatorii privați. Sunt războaie economice, până la urmă, care se duc acolo. Sigur că nu autoritatea contractantă sau nu noi, ca beneficiar, autoritate publică, dorim să intervenim în acestea. Dar sigur că am spera ca cei care judecă și CNSC-ul, dar și curțile de apel care judecă aceste contestații, să miște ceva mai repede. Pentru că toată România este în această situație cumva blocată. Drumurile județene de pe Valea Izei, respectiv Valea Ruscovei, vor intra în reabilitare. Sunt vești bune pentru județul Maramureș. Au primit finanțare prin PNDL2, iar pentru anul acesta autoritățile județene și-au propus să demareze demersurile pentru licitații, urmând ca de anul viitor drumurile să intre în lucru. Este vorba despre drumul județean 186, sector Bârsana, DJ 185, Strâmtura Rozavlea și eu Bogdan Vodă, Dragomir Mirești, Săliștea de Sus și Săcel până la intersecția cu DN17C.
Drumul județean 186, sector Vadu Izei, intersecția DN18, Oncești, Nănești, Bârsana, drumul județean 185 și drumul județean 187, Leordina, spre Ruscova, Repedea și Poienile de sub munte. Vicepremier Sevil Şedeic a fost alocat județului Maramureș pentru perioada 2017-2020 715 milioane de lei. Este o sumă enormă, o sumă pe care niciodată județul Maramureș nu a primit-o pentru a gestiona, pentru proiectele și programele de dezvoltare locale a fiecărei comunități din județul Maramureș. Au existat criterii foarte clare în urma solicitărilor transmise de către autoritățile locale. Sigur că suma e de 3 ori mai mare. Necesarul este mult mai mare pentru comunitățile locale, dar oricum vorbim de o sumă de aproape 200 de milioane de euro. În primul rând, sunt finanțate fără influențe politice, fără a ține cont de culoarea politică a unui primar sau altul, în ordinea priorităților, în primul rând, reabilitarea școlilor, grădinițelor și creșelor care nu au autorizațiile funcționale de funcționare, precum și autorizațiile din partea ISU, pentru că tot am avut anii trecuți foarte multe scandaluri în ceea ce privește condițiile în care copiii învață și asta a fost prioritatea numărul 0, nimeni nu s-a opus la așa ceva până la urmă, adică e normal să avem toate proiectele pe care autoritățile locale și le doresc să le facă în această perioadă, pentru a nu mai discuta despre reabilitate de școli și grădinițe în anii următori. Să terminăm cu această parte. Apoi, România va intra într-o procedură de infringement dacă nu vom respecta cuvântul dat în fața Comisiei Europene în ceea ce înseamnă finalizarea proiectelor legate de aducțiunile de apă și de canalizare în fiecare comunitate. Tocmai de aceea, ăsta a fost criteriul numărul 2 de alocare. Toate comunitățile locale care și-au depus proiecte de finanțare pentru aducțiuni de apă, extinderi de rețele de apă, canalizări sau extinderi de rețele de canalizări și care nu sunt finanțate prin fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare, au primit finanțare din partea Ministerului Dezvoltării. Și aici este o sumă imensă la nivelul județului Maramureș. A treia prioritate au fost drumurile județene. Ne bucurăm foarte mult în sfârșit, pentru că, așa cum am promis și în campania electorală anul trecut, ne vom bate în primul rând să obținem ca și prioritate zero a județului Maramureș pentru abilitarea de drumuri în această nouă etapă de finanțare, Valea Izei. Este o sumă mare, o sumă importantă pe care am primit-o, aproximativ 150-160 de milioane de lei pentru cele două tronsoane de pe Valea Izei, Vadu Izei, Bârsana, Bârsana, Săcel. Așadar, sunt aproape 70 de kilometri de drum județean, pe care sper, într-o lună de zile, să putem să depunem documentațiile corecte, pentru că deja le avem făcute la nivelul Consiliului Județean, să semnăm contractul de finanțare și să putem să facem licitația. În acest an sper să terminăm această licitație, iar anul viitor, pur și simplu, să intrăm în reabilitarea de la zero a întregului tronson pe Valea Izei. Asta înseamnă reabilitare de la fundație, 3 straturi de asfalt, accesul la proprietăți, prigole, drumurile de legătură. Va fi una dintre cele mai mari lucrări pe care le vom face în această perioadă în județul Maramureș, dar era și cea mai necesară. Valea Izei reprezintă până la urmă drumul principal de legătură între nordul și sudul județului, ca o continuare până la urmă a celui deja făcut pe baie spre Bârsana și cel care se face în această perioadă pe drumuri naționale peste Gutin. Dar era pasul corect care trebuie făcut. Al doilea troson de drum județean este Valea Ruscovei. În întreaga această zonă, până la urmă, nu s-a investit aproape niciodată din punct de vedere a reabilitării rețelei și infrastructurii rutiere județene. E un drum județean de 30 de kilometri. E o comunitate de mai multe comunități, de zeci de mii de locuitori care sunt ca și care trăiesc acolo și care merită, până la urmă, acest efort pe care îl facem și sunt aceleași condiții ca pe Valea Izei, adică în acest an să finalizăm licitațiile, să nu contractul de finanțare, iar anul viitor să putem să muncim, să reabilităm și acest tronson. Următorul criteriu a fost alocarea pe PNDL, pe întregul program. Au fost dispensarele și centrele medicale. Sunt foarte multe comunități locale care și-au dorit să-și reabiliteze sau să-și facă, pur și simplu, centre medicale în fiecare comunitate. E un lucru absolut normal. Apoi podurile. Am tot spus, prin Programul Național de Dezvoltare Locală am încercat să finanțăm foarte multe poduri și pe vechiul program. Pe acest nou au intrat și mai multe. Sigur, cel mai mare dintre ele este podul peste Someș, între Sin și Pomi. După cel de la Ulmeni,
Ăsta este cel mai mare până la urmă pe care îl facem. Sper din tot sufletul să nu finalizeze Seiniu podul de la peste Someș și înainte celor de la Olmeni, pentru că acolo sunt deja niște întârzieri foarte mari. Chiar dacă banii sunt la dispoziția autorității locale, deocamdată lucrările trenează și sincer nici nu înțeleg de ce. Vor exista în perioada următoare câteva controle de la Ministerul Dezvoltării pentru a vedea care este problema și, deși avem bani în cont, lucrarea nu este finalizată. Ultimul, din păcate, criteriu prin care s-au alocat bani au fost asfaltările de drumuri comunale, pentru că, chiar dacă au fost foarte multe cereri, e nevoie, până la urmă, să facem lucrurile în ordine și în ordinea priorităților. Adică e mai bine și e corect să facem întâi apa și canalizarea și apoi să facem drumurile, pentru că vor exista economii pe acest program și în perioada următoare vor putea să fie finanțate și reabilitarea drumurilor comunale. Dar întâi să finalizăm aceste obiective, apă, canalizare, pentru că nu facem întâi drumul și apoi îl spargi, ci facem lucrurile corect. E o sumă frumoasă, este o sumă în care sper să se bucure fiecare maramureșan. Încă o dată, repet, niciodată nu am avut alocări la acest nivel financiar și, repet, ăștia sunt banii guvernamentali. Întregul program național de dezvoltare locală pentru România, 30 de miliarde de lei, înseamnă încă o dată duplarea tuturor fondurilor europene care sunt pentru autoritățile locale și ăștia sunt puși din banii guvernului. Bani pentru autorități locale, pentru fiecare comunitate locală în parte. Sunt doar 5 localități în Maramureș care nu au depus proiecte pe PNDL, altfel fiecare comunitate locală are cel puțin un proiect sau un program finanțat. Putem spune că investiția de pe Valea Izei și podul de la Seini sunt obiectivele sau investițiile majore care vor fi realizate prin PNDL 2? Nu, sunt multe alte proiecte cu valori importante. Valea Ruscovei, care are o valoare de 60 de milioane de lei. Vorbim de drumul de legătură între Baia Mare și Baia Sprie, un proiect de 12 milioane de lei. Sunt foarte multe lucrări de canalizare în Mireșul Mare, vorbim de o sumă extrem de importantă, 36 de milioane de lei pe care le au la dispoziție comunitatea locală de acolo. Multe altele. Sunt câteva sute de proiecte care au fost depuse și vorbim de 150-160 de proiecte noi care au fost aprobate doar în acest moment. Dar asta nu înseamnă că lista este închisă în acest moment. Pentru că și lucrul ăsta trebuie să le cunoască oamenii. De exemplu, Consiliul Județean are la nivel de studiu de fezabilitate o anumită sumă estimată de care avem nevoie pe aceste drumuri. Sigur că la nivel, după ce vom face licitația, această sumă va scădea, ceea ce va genera economii la întregul program, bani care vor putea fi puși pe alte proiecte, adică pe următoarele care vor intra să fie finanțate. Așadar, vor mai fi și alte proiecte finanțate față de cele care sunt acum în lista inițială. Au fost evenimente dedicate și iubitorilor de cultură astăzi în municipiul Baia Mare. Lucrările realizate la tabăra de pictură limpede din Baia Sprie au fost expuse azi la Biblioteca Județeană. Expoziția Flori și peisaje poate fi vizitată până în 4 august. Avem mare noroc că nu se mai face numărătoarea poporului. Da. De altfel, la poporul sfânt, poporul Israel, ideea aceasta de numărătoarea poporului era o chestiune aproape magică. Era interzisă numărarea poporului pentru că Dumnezeu, care ocrotea acest popor, nu putea decât în felul acesta să-i ajute. Când se băteau cu alte neamuri, să intervine și să mai apropie, să mai echilibreze forțele inegale de pe câmpul de luptă. Noi nu facem numărătoarea poporului pentru că suntem aici, acum la o manifestare ce ar trebui să se cheme vernisaj. Și vernisaj este, dar e pretențios spus vernisaj cu atât de puțin popor și cu un singur pictor dintre cei care au fost în tabără, dar și cu inițiatorul și sufletistul acestei tabere, domnul Pop Daniel. Deci vorbim de ediția 4-a a unei tabere de pictură ce prinde să capete contur cât mai profund și sobrietate și seriozitate culturală la Cabana Limpedea din Baia Sprie. Există toate condițiile ca această tradiție să devină din ce în ce mai bine orientată în peisajul cultural al orașului Baia Sprie și al Maramureșului, pentru că deja acest proiect, care este urmat și de proiectul unei tabere de sculptură,
este bine cunoscut în zona noastră. Pentru început îl invit pe prietenul meu, pentru că suntem într-un fel legați, atașați unul de celălalt pe meridianele șahului, acum mai nou și pe cele culturale, inginerul Daniel Pop să ne spună câteva din gândurile sale la acest moment în care, iată, s-au putut așeza aici, în Salonul Artelor, aceste producții, aceste produse culturale ale taberei de la Limba. Mă bucur foarte mult că am reușit să realizez această tabără, care n-a fost chiar așa ușor la început. Și în primul rând iar mulțumesc artiștilor care au participat la această tabără. Domnul Țenț Aurel, domnul Dan George, domnul Covaci Birton, care este alături de noi, domnul Dobri Bani. Cemil, doamna Margareta Lezai, Ignatiuc Cristina, mai este domnul Felicia Sătean și doamna Dobriban și Caroli Ionica, care s-au străduit pe parcursul acestei tabere să realizeze peisajele inedite din orașul Baia Spre și din împrejurim, care, părerea mea, este un nesecat izvor de inspirație a artiștilor și a pictorilor care au colindat acest oraș și aceste meleaguri maramureșene de la începutul veacului trecut și până acum prezent, devenind un nesecat izvor de inspirație și dând naștere unor, eu zic, opere destul de reușite, care de-a lungul timpului o să deinuiască și să o amintească de că au trecut prin zonă și eu, totuși aceste urme rămân pe pânză, care totuși imortalizează prezentul care este în acest moment. Mă bucur destul de mult că totuși au venit și presa este alături de noi și câțiva iubitori ai acestei arte. Mulțumesc domnului director Teodor Ardeleanu pentru sprijinul acordat pentru această expoziție și mulțumesc tuturor participanților de la această tabără. Și sper că următoarea tabără să fie mai rodnică și mai lucrări valoroase, care se vede. Nivelul taberelor au crescut de la an la an, dând naștere la opere mai frumoase, mai elegante. Și eu zic că sunt multe opere sunt apreciate de publicul vizitator. Creația. Gaz Quez Transport SRL angajează șofer cu și fără experiență pe comunitatea europeană. Se oferă salariu atractiv. Informații la sediul firmei în Bistrița, strada Arinilor numărul 19 sau la telefon 0771 705 802 sau prin e-mail la adresa sasgriga@gmail.com. Bijuteriile Ash și Eldorado sunt locurile în care găsești cadoul potrivit. Dispunem de peste 1000 de modele de verighete, inele cu diamante, dar și ceasuri, bijuterii din aur și argint, podoabe deosebite. Bijuteriile Ash și Eldorado le găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de primărie, și pe strada Traian, numărul 6, vis-a-vis de Raiffeisen. Intră și sigur pleci cu o bijuterie deosebită de la bijuteriile Ash și Eldorado. Producătorul de ferestre din PVC și aluminiu Nicomi ajunge și în Maramureșul istoric prin partenerul Termomarsil.
Deschis recent în Sighetul Marmației, showroom-ul Termomar Silva prezintă o gamă variată de tâmplărie din PVC gama Rehau, aluminiu gama Cortizo, feronerie de cea mai înaltă calitate gama Maco, uși de garaj și sisteme de umbrire pentru orice construcții. Executăm în cele mai moderne condiții montajul geamurilor sau a ușilor comandate și asigurăm garanția lucrării. Iar primă de bun venit oferim la alegere plase sau pervaze gratuit. Termomarsil, partener Nicomi. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 39, în Leordina, pe strada principală, numărul 775A, lângă Peco, și în Dragomirești, strada 1 decembrie 1918, numărul 136, fosta croitorie. Experiență, profesionalism și calitate. Dacă nu ai reușit încă să îți găsești gresia și faianța mult visată pentru locuința ta, acum ai ocazia prin showroom Veneția. Profită de promoție! Până în 10 iulie, toate cumpărăturile beneficiază de 10% reducere. Showroom Veneția îți oferă peste 200 de modele noi de gresie și faianță în cele mai frumoase culori și combinații. Pavaje, piatră pentru soclu, gresie de exterior, dar și parchet laminat produs în Germania. Pentru luxul complet, comercializăm obiecte sanitare de la A la Z, iar ca noutate, o gamă diversificată de tapet pentru orice încăpere din casa ta. Vizitează-ne! Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B4, lângă casieria TV Sighet. Telefon 0748-533-977. Showroom Veneția. Pentru cei cu probleme patologice sau cu nevoie de ochelari, ne-am deplasat la cabinetul Opticrina, unde am stat de vorbă cu specialiștii în domeniu. Noutățile din cadrul cabinetului nostru ar fi faptul că avem și aparatură nouă care putem să punem diagnostic la diverse cazuri, putem să îndrumăm pacientul mai ușor, să lucrăm la un nivel profesionist mai ridicat și așteptăm toți cei care au orice nevoie și în afară de ochelari și orice problemă patologică să vină la noi cu dragă inimă și cu toată încrederea, pentru că putem să facem o treabă bună. Cât timp durează o ședință la un medic optometrist? Dacă își fac o programare, în 5 minute sau în 10 minute maxim, stăm de vorbă și reușim să le dăm un diagnostic, pentru că avem aparatură nouă, aparatură modernă, tot ce e mai bun. Opticrina. Are grijă de ochii tăi. La magazinul Emanuel din Sighetul Marmației te așteaptă la prețuri pentru buzunarul tău, de la rochii de mireasă, la articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, practic pentru toate vârstele. Nu lipsesc obiectele de uz casnic și de amenajarea locuinței, covoare, perdele, metraje, încălțăminte. La etajul magazinului Emanuel găsești colțare, dormitoare, biblioteci, bucătării pentru cele mai variate gusturi. Transportul la domiciliu este gratuit. Magazinul Emanuel, lângă stația taxi, vis-a-vis de Parcul Central. Telefon 0743 022 030. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Creația este totuși un element unic. Atât creația filozofică, creația literară, cât și creația artistică, plastică, presupune individul pus în stare de apropiere față de anumite universuri ce sunt în tangență cu noi, dar sunt greu observabile și sunt apropiate și apropiate pentru noi doar cu ajutorul acestor oameni care se împărtășesc din har divin, pot să ne aducă în față, așa cum văd ei, fragmente de lumină și culoare care să ne redea, iată în cazul de față, peisaje și flori, tablouri frumoase, care sunt, evident, producții ale unor artiști cu nume și cu renume. Și, în general, aceste tabere așa se fac, cu artiști care au deja nume, pentru că taberele de inițiere sunt în sectorul învățământului, nu al nostru. În cultură, Baia Scrie s-a remarcat și nu suntem. El a început, domnul Pop, cu tabăra, ediția a patra, dar Baia Scrie este pe o coordonată de continuitate cu tabere ce s-au organizat. Încă de atunci, încă din 1896, Baia Scrie a fost
orașul alături, pentru că, până la urmă, dacă cercetăm istoriile, era la fel de important ca și Baia Mare, atât pe planul exploatării resurselor minerale, cât și pe planul locuirii, a habitatului, care dădea un anumit potențial local capabil să susțină și să întrețină și astfel de idei care sunt de altă natură decât chiar existența fizică. Există probabil, eu cred în acest lucru, există probabil un anumit magnetism. Un magnetism care atrage, care cheamă, care oferă anumite posibilități ochiului sensibil al artistului. În orice direcție m-aș uita la oricare dintre tablouri, evident că, în ciuda faptului că ele sunt compoziții uneori artificiale, dacă există un anumit traductor care ne indică un petec de realitate, acea realitate este aproape o realitate magică. Peisajele la Baia Sprie, având acest purtător de mesaj pentru lumea noastră, greu cognoscibilă altfel decât prin intermediul artei. Motiv pentru care mă bucur că este astăzi lângă noi pictorul și universitarul Covaci Bertalan, care e alături de școala ce se face în Baia Mare, fiind cadru didactic aici, la secția de arte, facultate și masterat la Centrul Universitar Nord Baia Mare, dar fiind și un excelent protagonist al scenei plastice băimărene maramureșenii românești și iată alături și prezent și în această tabără, vă rog, domnul profesor, cu toată bucuria. Mulțumesc, excelențe. Aș vrea să vă spun că aș colecta un pic, nu știu dacă eu chiar excelez în domeniul de practicii plastice. Sigur, mă atașez cu toată domnirea. Cred că cuvintele de laudă le-ați adresat cu mare generozitate ca întotdeauna și m-aș bucura dacă sunt un act de politețe să apropiu o dimensiune reală de acea înălțare pe care mi-ați acordat-o și mă voi strădui. De fapt, important pentru mine acum nu este faptul despre care am făcut o vorbire mai înainte, ci evenimentul de astăzi la care mă simt onorat că particip și după cuvintele emoționante ale patronului acestui moment pictural, acestei tabere de la Limpedia, cuvinte emoționante care au proiectat un suflet iubitor de artă, mi-aduc aminte cu un efort de debutul acestei întâlniri, de cuvinte de bun venit rostite de directorul bibliotecii, excelența sa, domnul profesor dr. Teodor Ardelean, și atât că m-am și simțit într-un fel implicat într-un vernisaj. Un vernisaj altfel decât de obicei, mai degrabă cu o dimensiune colocvială, o dimensiune de convent, de întâlnire, altfel decât într-un mod foarte instituțional și rigid, parcă suntem undeva în vizită la un colecționar de artă, parcă cu parfumul perioadei interbelice, mă gândesc aici la Zambacian, la Oprescu, la acei colecționari de altfel, ei înșiși mari conoșteri în ale artelor, chiar academicieni, gândesc la Oprescu, la Zambacian și câți alți colecționari care au sfințit, dacă vreți, truda abia cu adevărat apreciată după trecerea lor în eternitate, vorbesc de pictori interbelici. După perioada de trecere destul de lungă, de cu aproximație de jumătate de secol, iată că ne întoarcem la o lume aici în obârșia atât de dotată cu hara picturii în Baia Mare, spre momentul acela în care, deși a cuprins un public extrem de admirabil de mare, totuși dialogul dintre creator și colecționar sau, dacă vreți, chiar comerciant, s-a desfășurat pe o coordonată foarte intimă, foarte directă, foarte epurată de convenții. Deci, în acest sens, aș spune că evenimentul de astăzi, chiar prin specificul lui, prin
lipsa acelui public care necesita neapărat deschiderea geamurilor sau pornirea unor aparate de florit aer condiționat. Deci tocmai această prezență atât de aleasă și selectă ne asigură că astăzi asistăm la un moment cu totul special. Este vorba de a șasea expoziție a lucrărilor, a șasea tabără, a patra tabără, a colecționarului de artă, domnul inginer de formație profesională, Daniel Pop, care după ce a gustat aplicarea în practică a întâlnirii cu artiștii care făuresc arta de astăzi, iată-l astăzi cu anumită sensibilitate, dar totodată siguranță, își consolidează vocația cu care începe să ne obișnuiască și cu care își extinde faima și altfel decât campionul și managerul de joc în ale șahului. Când eram mult mai tânăr, cineva m-a uimit prin afirmația că între muzică și matematică există o legătură foarte indisolubilă, o legătură intrinsecă. Este vorba de niște colegi studenți care erau excepționali la matematică și mi-au dezvăluit că ei, dacă nu participă în mod ritmic la concerte, parcă nu au randamentul respectiv în soluționarea noilor desenițe și înțelegeri în lumea științelor epurate ale matematicii. Acum mă gândesc că jocul de șah, care eu cred că în mod puțin în lipsă de altă variantă se numește un sport, este de fapt un exercițiu excelent al minții și astăzi, acum, poate a nu știu câte oară, gândesc în profunzime că într-adevăr nu este doar o întâmplare gratuită, nu este rezultatul unui hazard, că un jucător de șah este apropiat de pictură. Cred că în momentul acesta al meditației care, și a concentrării pe un obiectiv uneori care se duce dincolo de concret, de cotidian, oferă minții un teren foarte prielnic pentru a medita, a contempla imagini vizuale. Și acestea, astăzi, sunt întrupate în aceste picturi, care în această expoziție se prezintă în niște straie foarte elevate, atât ca asociere, cât și ca prezentare în această sală a bibliotecii, cu care noi ne-am obișnuit deja că oferă găzduire foarte generoasă artelor vizuale. Prilej pentru mine mai special să mă autoevaluez, pentru că, deși de obicei fiecare expoziție are ceva special, pentru mine acum este un exercițiu de a măsura cu mine însumi în dialogul cu aceste picturi, deoarece câțiva din autori îmi sunt foarte bine cunoscuți, alții chiar i-am întâlnit pentru prima dată. De aceea eu am notat numele acelora pe care îi cunosc astăzi și nu am reușit să memorez numele, însă am notat o anumită taxologie a personalităților respective în funcție de stilistica lor. Mai degrabă am reușit să memorez lucrările despre care aș vrea să vă vorbesc câteva cuvinte, în sensul în care le-aș grupa, le-aș clasifica în funcție de anumite afinități. Deci aș găsi aici trei coordonate mai importante pe care se situează, dincolo de subiecte și teme plastice, stilurile creatorilor care sunt astăzi prezenți pe aceste simeze. Pe de o parte, aș găsi o revigorare a tradiției picturalității în care natura, prin surpriza și ineditul irepetabil, oferă o, deci nu-mi place termenul, altul nu găsesc, o provocare artistului care are o cultură elevată și trebuie să descifreze în anumite structuri mai puțin matematice sau geometrice anumite specificități. Fenomenul respectiv, deși există de când e lumea, a fost teoretizat foarte bine chiar în Renaștere către Leonardo și care oarecumva astfel făceau discernere între reprezentările fidele realului cu privire la natura aceasta care ne înconjoară
și reprezentările fidele unui ideal a prioric. Astfel vorbind de coroana și frunzișul unui copac, spunea că, deși în aparență totul se construiește pe o structură haotică, dezordonată, acest fenomen este rezultatul unui determinism mai profund al unei ordini intrinseci biologice, respectiv fiecare frunză caută un coridor să ajungă la lumină și astfel în raport cu primele frunze care sunt aproape de soare, celelalte își modifică poziția astfel încât să își găsească o punte de comunicare directă în locurile care sunt, ca să spunem așa, traforate. Deși a confirmat prezența la ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare, Dan Grumaz, consilier al Coaliției pentru Baia Mare, nu a mai ajuns la ședință. Din acest motiv, Cătălin Cherecheș i-a cerut Clarei Sin de la Coaliția pentru Baia Mare să ia măsuri și să dispună retragerea sprijinului politic în cazul alesului local. A fost nevoie de prezența a 16 consilieri locali pentru a aproba 4 proiecte importante pentru municipiul Baia Mare, dar în sală a fost doar 15. Proiectele au fost adoptate în cele din urmă după ce 2 consiliere locale de la PER și PMP au anunțat că întârzie la ședință. Acestea au ajuns după aproape o jumătate de oră de la debutul ședinței forului local Băimărean. Având în vedere proiectele pe care le-am depus de asistență socială, respectiv reabilitarea locului pe căvoarea 46 a luminișului 13-13A. Așa. Dar și a proiectului pentru realizarea unei centrale termice și transformarea ei în zona Ionicerilor 116. E nevoie de un total de 16 voturi. Având în vedere că sunt doar 15 consilieri prezenți, cărora le mulțumesc. Doamna Vida. Cum? Doamna Vida, scuze-mi, în concediu. 15 consilieri, din care domnul Brăgaru ne-a confirmat că bine, n-a venit. Domnul Bigan este în concediu. Domnul Grumaz ne-a confirmat că bine, n-a venit. Am să vă rog, doamna Sin, având în vedere că eu sunt liderul Coaliției pentru Baia Mare și dumneavoastră îl gestionați din punct de vedere politic pentru acest lucru, să luați măsurile legale și politice pentru retragerea sprijinului politic domnului Grumaz, pentru că nu permit unui consilier din Coaliția pentru Baia Mare să-și bată joc de acest municipiu și cred că e ultima oară și cred că mofturile pe care le fac unii sau alții în această coaliție nu și-au locul. Dacă cineva spune că vine la proședință, să vină la proședință. Dacă nu, să plece, că activitatea Consiliului Local nu e venită nici de la tata, nici de la mama. Și nu mai tolerez nimănui în Coaliția pentru Baia Mare tot felul de derapaje. Că nu luăm hotărâri de Consiliu pentru moftul nostru. Luăm hotărâri de Consiliu ca să facem niște proiecte europene. Deci, prezent sunt domnul Ardelean, domnul Vizău și mulțumesc că dânsul trebuie să fie plecat, a venit. Domnul Creț, domnul Bovaci, domnul Lupșa, domnul Mandra, domnul Șoram Anicaș, domnul Mureșan, doamna Mureșan, doamna Pop Mariana, domnul Pop Ștefan, domnul Pop Viorel, domnul Rog, doamna Sim, doamna Smicar. Deci suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu? Cât suntem? 15. Doamna Băzărea, domnul Vizău, domnul Brăgaru.
Bun. Deci, având în vedere că suntem doar 15 consilieri, proiectul 1, proiectul 2, proiectul 3, proiectul 4, sunt proiecte care nu se întâlnesc formul. Doamna președinte, doamna Doris, da. Poți să ajungi la 15. Bun, haideți să... Doamna Văzări ajunge la 15. Haideți să trecem, la celălalt proiect și o să revenim. Deci acordăm prima oară proiectul 5, proiectul 6 și proiectul 7. Și după aceea revenim la celălalt. Este hotărâte privind aprobarea organizării de către municipiul Baia Mare a evenimentului cultural Festivalul Roa în Chirisa în perioada 19-20 august 2017. Această sărbătoare, care se numea la un moment dat Roa Munților, a avut loc în Firiza de 10 de ani. Sărbătoarea avea loc de obicei de 15 august și am considerat că e util pentru a ridica potențialul turistic pentru a conștientiza băimăreții, dar nu numai cu privire la ceea ce se poate dezvolta în zona Firiza, să dăm naștere sau să renaștem acest festival. Am lăsat deocamdată sub semnul întrebării locația, pentru că locația aș dori să fie nu centrul cartierului Firiza, ci să fie o zonă de pășune, probabil zona Pleșcioare în care să facem acest eveniment, să stabilim cu colegii de la Urbis și modalitatea de transport în acea zonă și să facem un eveniment cu muzică experimentală, cu muzică autentică și nu mă refer aici doar la folclor comercial, mă refer la chiar la muzică autentică din Maramureș sau din alte zone și să fie un eveniment pe o perioadă de două zile, am spus 15-20 august să fie în weekend. Conform celor dispuse de guvern, 14 și 15 august sunt zile libere. Sunt convins că majoritatea dintre băimăreni își vor găsi activități în weekendul acela prelungit și atunci să nu facem un eveniment atunci, ci weekendul de după. Eu consider că pentru cei din Firiza, dar și pentru băimăreni, poate să fie un punct bun de plecare spre a scoate în evidență această zonă, care nu trebuie să fie doar o zonă din care scoatem piatră și lemn. Pentru că deocamdată doar asta se întâmplă acolo și nu cred că acesta trebuie să fie rolul unei zone pe care noi am introdus-o ca și logică în proiectul de parc natural Firiza și tocmai și acest festival trebuie să scoată în evidență și nevoia de a conștientiza guvernul că e bine să emită cât mai repede hotărârea de guvern de înființarea parcului natural Firiza, acestei zone protejate, care nu e o zonă protejată la modul extrem, ci sunt trei ranguri de protecție și cred că tot ceea ce înseamnă zona adiacentă a municipiului Baia Mare, transformată în zonă protejată, poate să aducă un potențial turistic mult mai mare orașului. Mai mult decât atât, sunt foarte multe oportunități de finanțare pe fonduri europene atunci când vorbim de o zonă protejată și cred că lucrul acesta va ajuta la imagine municipiului Baia Mare, un oraș care în 30 de ani era cunoscut ca unul dintre cele mai poluate din Europa și astăzi poate să fie singurul oraș care să aibă în imediata vecinătate un
un parc natural, o zonă protejată. Zona aceasta protejată nu cuprinde doar suprafețele pe care noi le administrăm în cadrul locului silvic municipal, ci și zonele care aparțin Rom-Silva, respectiv locului silvic Firiza. Și cred că în acest fel protejăm și zona barajului, putem să facem și chestiunile care țin de agrementul în zona barajului, inclusiv pista de biciclete și de zona de plimbare în jurul lacului. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem scoate în evidență cu ocazia acestui eveniment și poate fi un punct de plecare spre a revitaliza o zonă importantă a municipiului, o zonă mult mai veche decât municipiul Baia Mare de altfel. Cum se pare că un pic e cam mare? Puteți să ne spune, s-a putut evalua sau nu putem să această sumă? Mie mi se pare că mică. Depinde la cine raportează. Sau la ce invitați v-ați gândit, știu eu. Totuși 60.000 de lei. 80.000 de lei. Oare dacă ne raportăm la un concert cu Delia care costă 80.000 de lei, dar nu aducem pe Delia. Deci nu știu ce e mult sau ce e puțin. Sunt două zile de evenimente în care trebuie să montez scenotehnică și artiștii sunt ieftini. De aceea și am pus întrebarea dacă sunt muzica autohtonă. Ce m-am întrebat? Muzica autentică, nu neapărat autohtonă. Ok. Ce-a vorbit de muzică experimentală, de cei care au preluat elemente din folclor și le-au transformat în zonă de muzică experimentală. Vorbim despre muzica autentică și de instrumente arhaice pe care o să le... Artiști care folosesc instrumente arhaice pe care o să invităm acolo. O să trebuiască să punem la dispoziție toalete ecologice, o să trebuiască să punem la dispoziție grupuri electrogene pentru cei care vin să facă și chestiuni de ordin culinar acolo, pentru că nu este doar un eveniment pentru muzică. Trebuie să fie și un eveniment în care să îi lăsăm pe cei din zonă să se manifeste și să arate și aptitudinile lor din perspectivă culinară, tradițională culinară. Deci eu nu cred că este mult. Este o sumă estimativă, nu este o sumă fixă. Este o sumă care, în funcție de program, va fi supusă oricum licitației, pentru că procedura e una clară. Prin licitație se stabilește societatea care organizează partea de scenotehnică, cei care aduc artiștii, respectiv ceilalți care organizează facilitățile de ordine edilitar, cum ar fi toaletele ecologice. Dacă ne raportăm la un eveniment care, unde trebuie să adunăm un flux de 10.000 de oameni, ai nevoie de 15 toalete ecologice. Dacă ne gândim cam cât costă să închiriem niște toalete ecologice, vreo 15.000 de lei cheltuim doar pe toalete ecologice. Și e obligație. Așa că o să constatăm că e mai scumpă toaleta ecologică decât muzica. Le mulțumesc celor două consiliere, domnișoarei Călăuț și doamnei Păzărea, pentru că au venit și în continuare sunt foarte mult ca doamna Sim să-și facă ordine în cadrul Forumului Democrat German și să sancționeze lipsa de interes a unui consilier care pur și simplu nu înțeleg rostul lor în această entitate care ar trebui să-i onoreze.
privată a municipiului Baia Mare, a terenului suprafață de 65 de metri pătrați, situat în Baia Mare, strada grădicilor numărul 116, apele centrale termice a blocului de locuințe. Dacă... Pentru proiectul pe care îl avem pentru reabilitarea blocului de pe grădicilor 116, a fost o planificare cerută de finanțatori. Pentru această centrală tehnică va trebui să facem această hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru a lămuri această clarificare solicitată de cei de la Fondul European. Vă mulțumesc pentru precizări. Dacă nu mai sunt prezi, proiecte de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului suprafață de 39 de metri pătrați, situat în Baia Mare, strada Horia, numărul 46A, aferent centralei tehnice a blocului de locuințe. Domnul Gabra, blocul de locuințe sociale, Horea, urmărișului 13, 13A și grădicelor 116, terenul aferent centralelor tehnice era pe statul român. Pentru a putea să fie eligibile lucrările pe care trebuie să le realizăm în bloc și în aceste centrale, trebuie să notăm aceste centrale pe municipiul Baia Mare. Primul pas este notarea terenului, urmăm să continuăm și cu notarea construcției. De aceea, primele trei proiecte de hotărâri vizează centralele tehnice de la cele patru blocuri sociale. Domnilor și domnilor, acestea au fost principalele subiecte ale zilei din municipiul Baia Mare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele TV Siget. Să aveți o seară bună!